deschiderii stagiunii. Se deschide stagiunea pe 19 septembrie și nu începe festivalul, cum din păcate a apărut după ultima noastră conferință de presă și au fost derutați și așa puțini spectatori. V-am invitat în sala studio a teatrului Tudor Vianu, nu întâmplător. Aici mâine se deschide stagiunea cu o piesă pentru copii. Ne aflăm, eu mă aflu practic în gvazi decorul acestui spectacol, Vorbărețul Căluț Verde, care are un autor cunoscut, Ștefan Mitroi, ziarist, director de editură, profesor universitar, comentator politic TV și nu în ultimul rând, ba dimpotrivă, scriitor, poet, prozator, dramaturg. Ca prozator, în 2011 a reușit să câștige premiul Academiei Române pentru volumul Dulce ca mierea, ca pelinul. El va fi prezent la premieră mâine cu această piesă care a câștigat un concurs acum 3 ani la Festivalul Teatrului pentru Copii Ion Creangă. Piesa va fi montată de Catinca. Dacă îi spun Catinca, în lumea teatrului ar fi foarte suficient pentru mulți, dar pe ea o cheamă Catinca Drăgănescu, este șefa de promoție de acum 2 ani a clasei de regie de la Universitatea Națională a Artă Teatrală și Cinematografică. Nu numai că este șefă de promoție, dar a montat și la teatru din Craiova, a montat și la teatru mic și montează chiar acum o piesă de Woody Allen, a montat la teatre independente, beneficiază de o bursă a marelui regizor David Estrich în Germania și chiar mâine este invitată la un workshop la care participă numai 8 regizori români cu asistenta celebrului director de scenă și de teatru Peter Brook. Lângă ea veți avea bucuria să urmăriți 2 actori cunoscuți de dumneavoastră, Giulia Ionescu și Vasile Toma, dar și o tânără actriță care a terminat anul trecut un ATC-ul, Mara Căruțașu, eu îmi permit să spun foarte, foarte talentată. Un spectacol pentru copii, pentru copilărie, un spectacol în care nevoia de vis și bucuria de a trăi ne poate prinde și pe noi cei maturi. Aceasta ar fi piesa care deschide stagiunea mâine la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu. Marțea viitoare, pe 24 septembrie, mâine la ora 11 este premiera, marțea viitoare la ora 18:30, va fi un eveniment, zic eu, pentru Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu și pentru spectatorii giurgiuveni, pentru că vom prezenta pentru întâia oară în teatrul nostru un spectacol de stand-up comedy, adică acel spectacol în care actorii se adresează în fața publicului, actorul comediant, așa s-a născut stand-up comedy în Anglia și apoi a făcut case pline și în America. Piesa este Slugă la patron, o dramatizare modernă, pentru că putem vorbi și aici de dramatizare, chiar dacă textul inițial este unul clasic, Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Slugă la patron, o reușită, zic eu, a genului, rămâne să vorbim mai mult despre ea lunea viitoare la conferința de presă, când vor fi prezenți și cei 4 tineri interpreți. Au terminat și anul trecut, 2 dintre ei joacă pe la Naționalul din Timișoara și un teatru din Călăraș. Iar a treia premieră a teatrului nostru pentru această stagiune, cu Chiu cu Vai, scoatem și a treia premieră, va avea loc chiar în cadrul festivalului. Am gândit că așa este mai bine decât să o dai pe 2 octombrie și peste o săptămână să înceapă festivalul, drept pentru care Număr pescărușii, când vor poți mistreci, va avea întâia ridicare de cortină,
pe data de 8 octombrie la ora 19:30. Și uite așa, vrem nu vrem, ajungem la festival, nu înainte de a manifesta o dată în plus mâhnirea cu ce pot face niște rătăciți ai acestui oraș, oameni buni și civilizați, care a doua zi după ce a fost pus afișul cu sluga la patron, au rupt unul dintre ele, care era la stația Tineretului. De ce oare? Noi știam că deținem recordul negativ județul cu cei mai mulți analfabeți, dar nu credeam că analfabetismul poate naște și asemenea violențe. În sfârșit, mergem mai departe, mai punem și alte afișe, poate și cei în drept, oamenii care asigură ordinea acestui oraș, vor fi puțin mai atenți. Vrând nevrând, am ajuns la festival. Festivalul încă mai are, să zic, 10% de necunoscut, indecizie în ultimul program, pe care probabil sper ca lunea viitoare să vi-l pot oferi, și anume, nu mai vine Teatrul German din Ungaria, pentru că nu li se asigură diurna de 40 de euro pe zi, iar Ministerul Culturii din Ungaria nu permite niciunei trupe să părăsească teritoriul țării fără diurnă. Nu știu încă dacă mai vine teatru pentru copii din Vidin, pentru că nu au 500 de euro să închirieze un autocar. Sigur, banii, eterna problemă, banii sunt și problema noastră, ne chinuim, facem realmente slalomuri și țin să mulțumesc primăriei, domnul Nicolae Florian, că ne-au dat un prim ajutor, o primă mână, așa, încredere, de optimism și să scoatem la capăt și a 16-a ediție a Festivalului Teatrului Dunărene, la care vin trupe din Austria, Ungaria, Serbia și Bulgaria. Trebuia să vină și teatrul din Ulm, Germania, numai că neavând permisiunea legală de a plăti biletul de avion, nu-și permit, în ghilimele, să vină cu mașina de la Ulm până aici. În privința banilor, ne zbatem, sper să ne zbatem cu folos. Oricum, am lansat proiectul care vi l-am anunțat ultima dată, un pachet de 3 spectacole. Din prima zi, vizitatorul prezentat de Teatrul Notara cu o legendă a teatrului românesc, Alexandru Repan, și Mircea Andreescu, alt actor de calibru, Crenguța Hariton și Cristian Nicolae, un spectacol foarte interesant, un spectacol de meditație, un spectacol care la București se joacă de câțiva ani buni, cu săl plin. Deci acest spectacol, pentru el intrarea este 25 de lei de persoane, cele două premiere ale Teatrului Tudor Vianu, De când te aștept, teoretic, premiera a avut loc la finele stagiunii trecute, dar practic acum va fi adevărata premieră, 15 lei intrare și 15 lei la număr pe scărușii când vor porci mistezi. Deci dacă face o socoteală, 25 cu 15, 15 fac 55. Ar costa dacă spectatorul ar cumpăra separat cele trei bilete. Dacă le ia la pachet, costă 40 de lei. Rest, toate spectacolele sunt libere, intrarea este liberă, sigur, cu respectarea unei ordini necesare în această sală mică și în sala Cafeneaua Artiștilor, unde va fi sluga la patron, pentru că uneori n-avem cum să facem față. Anul trecut și acum 2 ani, când am inițiat această, zic eu, acest cadou pentru publicul Giurgiuvean, intrarea liberă, s-au călcat oamenii pe picioare și chiar erau să se spargă geamurile. Pensionarii vor avea intrare liberă și la cele 3 spectacole care se plătesc. Pentru elevi nu am dat la cele 3 spectacole intrare liberă, pentru că sunt spectacole totuși pentru un privitor puțin mai matur. Și nu mă feresc, anul trecut, dând intrare liberă la
toate spectacolele, mai puțin poker. Am lăsat tinerii la poker. Ei bine, numai despre teatru nu era vorba, în partea dreaptă a sălii mari. S-au făcut tot felul de glume. Și am spus nu. Dacă nu știi să respecti munca actorului de pe scenă, atunci n-ai ce căuta într-o sală de spectacol. Revin la problema banilor. Din lipsă de fonduri, când ne-am pomenit că teatrul Fanny Tardini din Galați ne propune spectacolul Pețitoarele, de un autor georgian, și vine cu numai puțin de 34 de oameni, la care se adăugau 14, tot din Galați, cu același autocar al teatrului de copii Gulliver, am rămas încremenit. Erau 48 de oameni, ne ocupau practic toată cazarea pe ziua, pe două nopți. Am purtat tratative, foarte înțelegător noul director de la Fanny Tardini și vor veni cu piesa Șarpele în iarbă de Alan Ingeborg, un foarte cunoscut dramaturg englez, și vor veni în total cu 36 de oameni. Deci s-a făcut o reducere de 12 persoane, ceea ce pentru noi este foarte, foarte mult. În cadrul acestui festival ne-am gândit să oferim tatălor de copii care vor prezenta spectacole trofeul Vili Perveli Nicolov, în amintirea prietenului teatrului nostru, regretatul regizor româno-bulgar, care a montat atâtea piese minunate, spectacole de copii și a deschis în Giurgiu și capitolul Teatrul pentru Păpuși. Două dintre spectacolele lui vor fi chiar în acest festival, ultimul pe care l-a montat, amintit din copilărie, cel dinainte, Făt frumos și Prințesa Bulgară, un minunat spectacol de copii, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși Silistra, unde Vili a lucrat foarte mult. Cam aceasta ar fi trecerea într-o scurtă revistă a evenimentelor care se anunță. În rest, n-are rost să ne văicărim, nu avem bani, trebuie să ne batem, trebuie să ne zbatem, să căutăm variante și să credem că va fi un spectacol acest festival în sine. Aștept și sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut în numele acestui festival și orașului Giurgiu la edițiile anterioare și sunt convins că împreună vom face să se vorbească frumos despre Giurgiu în viitor. Și în toată țara și în cele patru țări de unde avem invitații. Cam atât aș avea să vă spun. Dacă vă interesează cum arată forma săptămânii la Penval, în primul rând. Da, nu, pentru mine singura necunoscută la ora actuală este prezent. Înainte să veniți dumneavoastră, a fost ultima actor de la el, Cristi Iacob și Avram Birău, să ultimul spectacol al festivalului De când te aștept, o piesă excepțională. Eu le-am uită. A uitat să-i spună, s-a făcut programul și acum cea finală De când te aștept. Apropo, înainte cu probabil cel mai bun spectacol care va fi în acest festival, Medici. De la domnul Rădulescu, directorul restaurant hotelului Osminului, adică s-au făcut reduceri casa cu flori și le mulțumesc pentru că contează orice leu la ora aceasta. De ordine, cel puțin la Giurgiu, este fiecare leu trebuie. Faima orașului Giurgiu și vreau să vă spun că rămâne acum în Ungaria să apară, pentru că vine și teatrul românesc din Szekszárd, Ungaria. Vă mulțumesc, deci se deschide stagiunea, iar festivul se deschide mâine, 19 septembrie. Acum trecem la foto. Te-ai uitat aseară? Măcelul de la Istanbul? Nu? Trei atunci. Da. Nu. Sincer că... Excepțional din UFAM. Excepțional. Nu ne dăm seama. La ora asta e Ion Alexandrescu de altă dată. Poftim? Are un
Dom'le, patron e patron, de-aia aveai și spectacol, slugă la patron. Da. Fără banii lui nu se puteau face niște combinații. Nu se joacă la Giurgiu? Așa am înțeles, pe Giurgiu. La Giurgiu. Așa știu, la Giurgiu. Păi e de cauza la Digi Sport. Da. Își aleg meciuri și... Ei, își aleg meciuri și faptul că plătează, că îl pune și pus acasă și după aia mai nu tot acasă. Și eu. Ce vreau să vă întreb, el este talentat sau muncește foarte mult? Că știți, cu sportul e una e să fii talentat, alta e să muncești foarte mult. Vine totuși de 5 ani de zile, face nave.